În această dimineață aș vrea să predic despre zeciuială, prima predică pe care o țin la învierea despre zeciuială și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească. În această zi nu vă spun părerea mea, că nu contează ce cred eu sau ce crede altcineva, important este în biserică, ce contează este ce crede Dumnezeu. De aceea, cuvântul pe care vi-l aduc este cuvântul lui Dumnezeu și în această dimineață nu-mi propun altceva decât să fiu purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Eu să zic amin, iar voi să răspundeți cu un amin mai tare. Ziceți din toată inima amin. Slăviți să fie Domnul. În timp ce meditam la cum dăruim noi Domnului, am citit despre trei oameni care dăruiau un mod diferit lui Dumnezeu. Și stăteau de vorbă într-o zi la o cafea, fiecare cum își dă partea lui Dumnezeu. Unul zice, măi fraților, știți cum dau eu Domnului? Cum, măi frate? Zice, eu trag o linie, arunc banii în sus, ce cade în dreapta, dar încerc să cadă mai mulți în dreapta, cad la mine, că știe Domnul că e nevoie, ce cad în stânga e a Domnului. Bun. Eu, zice, fac diferit. Eu fac un cerc așa destul de mic în jurul meu, zic, Doamne, ce cade aici în cercul ăsta? Fie a Tău, ce cade în afara cercului, îs ai mei. Mă, zice, eu-s diferit de voi. Eu arunc banii în sus și zic, Doamne, cât ai Tu nevoie, oprește-ți, ce cade jos tot sa mei. Eu am băgat de seamă că noi, în general, cam așa procedăm. Sau ne este foarte, foarte dificil să îi dăm Domnului lună de lună, să fim consecvenți cu Dumnezeu, ceea ce numește Scriptura partea Domnului. În această zi te rog să te uiți în viața ta, să te uiți în felul în care tu gestionezi bugetul tău, viața și familia ta și cât la sută și cât de consecvent ești cu partea Domnului Hristos. Eu am băgat de seamă că toți aceia care dăruiesc odată cu trecerea timpului văd mâna lui Dumnezeu la lucru în viața lor, cum Dumnezeu le poartă de grijă. Vă propun în această dimineață să vedem ce spune Biblia despre zeciuială. Ce spune Biblia despre zeciuială? Așa se intitulează mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru fiecare dintre noi. Primul lucru pe care Biblia îl spune în această zi despre zeciuială este că zeciuiala este dovada ascultării de Dumnezeu. Zeciuiala, adică 10% din venitul tău să aduci la casa lui Dumnezeu, este dovada ascultării tale de Dumnezeu. Și poate mă întreb, frate Dan, pe baza cărui verset din Scriptură spui acest lucru? Răspunsul este Levitic, capitolul 27, versetul 30. Aici Domnul Dumnezeu spune prin Moise că orice zeciuială este a Domnului, îi aparține lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu prin creație, prin faptul că ne face bine și ne dăruiește tot ce avem din mâna Lui, își rezervă potrivit acestui text 10% din tot venitul Lui, venitul nostru. Și îl spune 10% din tot venitul tău îmi aparține mie. Asta o spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să remarcați încă o dată textul acesta din Leviticul 27:30. Orice zeciuială este un lucru închinat Domnului, este a Domnului. Dumnezeu, pe baza faptului că este Creatorul nostru, este Mântuitorul nostru, își rezervă 10% din tot venitul nostru și spune, aceste 10% din câștigul tău, de fapt, îmi aparțin mie. Asta toată lumea acceptă că ține de Vechiul Testament și spui, frate, normal că așa era pentru evrei. Și era și o cântare veche, frumoasă cântare de altfel și cred că cine a compus-o chiar a trăit-o. Zice, legea dă a 10-a parte, dragostea le dă pe toate. Să ne ajute Domnul să dăruim. Știți ce înseamnă asta? Mai mult decât dă legea. Dar acum, oare se aplică lucrul acesta și în Noul Testament? E o întrebare foarte pertinentă. Măi, frate, a predicat Hristos despre lucrul acesta? Răspunsul este da. Matei 23:23. Se face o discută și o dispută acolo cu farisei și cărturarii. Și Hristos le spune, printre altele, voi lăsați lucrurile importante ale legii lui Dumnezeu la parte. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri ale legii, le lăsați nefăcute. Și apoi spune, dreptatea, mila și credincioșia. Și acum vă rog să rețineți lucrul acesta, e foarte important. Învățătura lui Hristos despre zeciuială. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. În felul acesta Hristos desfințează zeciuiala? Răspunsul este nu. Hristos spune cele mai însemnate lucruri din lege sunt lucrurile spirituale. Dreptatea, să fii drept, să fii corect, mila, să fii un om milos care faci bine celui de lângă tine, credincioșia,
să fii credincios lui Dumnezeu, să fii credincios partenerului tău de viață, dar în același timp pe astea trebuie să te concentrezi în mod special, iar pe celelalte să nu le lași nefăcute, adică să-ți dăruiești zeciuiala la casa lui Dumnezeu. Care era problema cărturarilor și fariseilor? Ei spuneau, auzi, e suficient să ne facem rugăciunile, să venim la templu, să ne dăm zeciuiele din tot venitul nostru, ceea ce nu-i puțin. Dar ei nu puneau accent pe lucrurile spirituale, pe a fi corecți, pe a fi miloși, pe a fi buni, pe a iubi, pe a face bine semilor lor. Și Hristos spune tipic cu vorbirea și retorica rabinică, lucrurile cele mai importante trebuiesc făcute, trebuie să te concentrezi pe ele, iar pe lucrurile care nu sunt chiar așa de importante, și pe astea trebuie să le ai în vedere, și pe astea se spunea, așa procedau și așa vorbeau rabinii vremii, să nu le lași nefăcute. Cu alte cuvinte, Hristos nu desfințează zeciuiala, ci Hristos accentuează importanța zeciuielii, dar în contextul acesta de a trăi și viața în ascultare de Dumnezeu. Să fii corect, să fii sfânt, să trăiești frumos. Dar să faci un pas mai departe, unde să aduci zeciuiala? Unde să-ți duci tu zeciuiala? Dacă, de exemplu, citești pe anumite site-uri sau bloguri creștine, vei vedea că toți cei care au anumite organizații de binefaceri fac tot felul de interpretări care mai de care mai ciudate. Poți să-ți aduci o parte, zice, la biserică, e normal că dacă ești parte la biserică, zice acolo, alta dai în stânga, alta dai în dreapta. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vorba lui Martin Luther, eu mă reazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce contează este mărturia cuvântului lui Dumnezeu. Ce spune Scriptura de fapt? Pentru că ascultați-mă, dacă 10% Dumnezeu își revendică din ceea ce ai și din ceea ce am, înseamnă că este a Lui. Și dacă este a Lui, înseamnă că nu facem ce vrem noi cu ce este a Lui. El ne spune ce să facem cu ce este a Lui. Păi dacă e mașina mea, eu fac ce vreau cu ea. Dacă e casa sau apartamentul tău, tu faci ce vrei cu el. Tot astfel, pentru că zeciuiala, spune Dumnezeu, este a mea. Prin drept de creație și răscumpărare, voi trebuie să faceți ce spun eu cu banii mei. Ce spune Domnul cu banii lui să facem? Unde trebuie să-i ducem? Maleahii, capitolul 3, versetul 10. Uitați unde trebuie adusă zecioala potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Nu potrivit unor vise, vedenii, păreri sau, nu știu, interese personale. Uitați ce spune Scriptura, că până la urmă contează ce spune Dumnezeu în cuvânt. Aduceți însă la casa visteriei toate zecioiele ca să fie hrană în casa mea. Eu cred din toată inima că potrivit Scripturilor, dacă vrem ca Dumnezeu să ne primească zeciuiala, trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu. Una dintre cele mai mari probleme la ora actuală este să asculți. Băgați-ați de seamă lucrul acesta. Eu am făcut fotbal în pruncie, în copilărie, și jucam fie mijlocaș stânga, fie fundaș stânga. Și la un moment dat am jucat un meci cu o echipă mai bună decât eram noi și atacanții nu știu ce făceau, dar numai nu jucau, domnule. A, păi se împedicau, dădeau pe lângă poartă. Ce m-am gândit eu? Du-te, domne, în atac și fă tu faza de atac. M-am dus în atac, ne-o prins, descoperit, ne-o băgat iar un gol. Mă întreabă antrenorul la final, măi, Dani, ce ai făcut? De ce te-ai dus în atac? Tu trebuia să stai pe poziția asta. Domnul antrenor, zic eu, am văzut că atacanții nu joacă bine și a trebuit să mă duc eu. Mă, băiete, zice, ascultă-mă bine. Tu aici trebuie să faci ce spun eu, nu ce crezi tu. Că dacă fiecare face ce îi taie capul, să alege praful de toată munca noastră. În echipa asta, zice, cât îți eu antrenor, tu faci ce spun eu. Deci tu n-ai treabă ce fac atacanții, ce fac ceilalți. Tu trebuie să te concentrezi pe ce faci tu. De atunci mi-a rămas în minte că e foarte important să urmezi instrucțiunile. Asta, după ani și ani de slujire, văd că e foarte greu ca oamenii să respecte instrucțiunile. Oamenii nu ascultă. Uitați-vă la locul de muncă. Îi spui la unul să facă ceva. Mă, dacă nu face ceva în plus, nu-i sănătos la cap. Nu-i să simte el bine. Dacă îi zici, mă frate, nu fă ceva, nu ne putem ține de ceea ce ni se spune să facem. Uitați-vă să vedeți, în viață, în general, spune nevasta, fă ceva. Dacă nu faci, puțin diferit, nu-i sănătoasă treaba. Invers. Noi nu suntem oameni cea care suntem, bă, dar păi ce, cine ăsta să-mi spună mie ce să fac? Eu sunt liber. Da, dar nu uitați niciun lucru. Dumnezeu spune, nu uitați lucrul acesta, Dumnezeu ne spune, ai 90%, poți să faci ce vrei tu cu ele. Slavă Domnului că nu-i ca statul. Că atunci ar trebui să dă mai mult. Domnul zice, auzi, 90% ai, fă ce vrei cu ele, domne. 10 sunt mele, pe lasă-mă să decid ce vreau eu să fac cu ceea meu. Și Dumnezeu spune, este o poruncă, este al meu prin creație și răscumpărare, este dreptul meu, 10% din tot venitul tău. Și apoi încă ceva, Hristos accentuează lucrul acesta și profetul Maleahii are o problemă. Se rugau oamenii și Dumnezeu nu le primea rugăciunile. Aduceau jertfe și nu le primea Dumnezeu jertfele. Primeau, nu știu, nu primeau binecuvântarea Domnului. Nu le propășea munca. Bă, parcă era blestemul lui Dumnezeu peste țara lui Israel. Și zice Domnul prin profetul Maleahii, se cade oare să înșele un om pe făcătorul lui cum mă înșelați voi pe voi, pe mine?
Și îi pun o întrebare: Doamne, cum te înșelăm noi? Cum te furăm noi pe tine? Și Domnul spune: prin zeciuiele și darele voastre de mâncare. Și Domnul spune: ia duceți la casa mea zeciuiele, la caseria bisericii, ca să fie hrană pentru lucrarea Dumnezeu și veți vedea ce voi face eu pentru voi. Iubiții mei, zeciuiala este o dovadă de ascultare, dar nu vă ascund faptul că mie mi-a fost tare greu să o dau la început. M-am disciplinat și m-am hotărât împreună cu soția mea să dăm 10% minim din tot venitul pe care Domnul ne-l dă. Dar vă spun sincer, mi-a fost foarte greu la început. Nu știu ție cum ții. Am după ce dai, te obișnuiești și foarte natural. Dar la început te doare inima. Prima dată, bun înțeles, am zis și eu, ca și marea majoritate din bisericile pentecostale, este o poruncă a Vechiului Testament. Și am încercat să găsesc argumente. Dar studiind cu atenție Scriptura, am văzut că nu este a Vechiului Testament, că și Iisus Hristos confirmă zeciuiala. Și atunci ce am zis? Mă, un păstor trebuie să fie un om cult. Dreptii. Trebuie să citească teologie, filozofie, psihologie, literatură. Și orice carte de referință este scumpă. Când citești un Kant, un Heidegger, un Freud, un Jung sau nu știu mai care teolog, Toma de Aquino, Luther, ăștia toți sunt scumpi, cărțile lor sunt scumpe pentru că sunt clasici în scrierile lor. Și înseamnă că ai nevoie de bani. Și a fost în mintea mea următorul gând: dacă tu îți cumperi cărțile acestor autori foarte importante, că trebuie să fii cool ca și păstor, să fii citit, să fii blindat, de unde atâția bani? Și ce m-am gândit eu? Stil românesc. Doamne Dumnezeu, le zic, o parte o să duc eu la adunare, dar o parte vreau să-mi iau cărți din ei. Că tu știi că ai nevoie de un păstor bine pregătit intelectual. Și n-am de unde am și 10% și încă să mai dau nu știu cât pe cărți, că scumpe, Doamne, cărțile. Și a fost o perioadă în care am zis, no, bun, așa fac cu zeciuiala. O parte o duc la adunare, o parte știe Domnul că e nevoie, trebuie să fiu un păstor bine pregătit și atunci am nevoie de cărți. Și toți clasicii sunt foarte scumpi. Și atunci așa am făcut o bună perioadă. Dar am citit din nou cu atenție în Scriptură, mă, nu-i bine ceea ce faci. Zeciuiala se duce la casa lui Dumnezeu. Dacă vrei să asculți, ascultă ce spune cuvântul. Ori dai, ori nu dai. Dar nu te prosti singur. Spune, bă, n-am chef, Doamne, să te ascult și asta este. Uite, eu numai ta vreau să fac. Dar e foarte important să nu încercăm să-L păcălim pe Dumnezeu, pentru că ne păcălim pe noi înșine. Și atunci am zis, Doamne, știi ceva? O să dau 10%, dar te rog frumos, nu mă lăsa tu de râs și de rușine, ajută-mă să pot să-mi rezolv și ce am de rezolvat. Și am zis că Dumnezeu niciodată nu se lasă dator, slăvit să-I fie numele. Spune istoria că la un moment dat ducele de Wellington s-a apropiat de o cetate, undeva în Marea Britanie se întâmpla lucrul acesta și la un moment dat bate la ușa cetății. Din spatele ușii răspunde un adolescent și ducele de Wellington îi spune: să trăiești și dumneavoastră, să trăiți, zice omul. Deschidem poarta, zice, nu deschid. De ce? O zis tata să nu deschid. Bă, zice, în față ta-i ducele de Wellington, deschide de urgență. Mărețule duce, zice, eu cred că măria ta n-ar fi onorată să știe că un băiat ca mine își încalcă cuvântul tatălui lui. Tatăl zice să nu deschid nimănui până vine tata, nu deschid nimănui. Câteva momente stă ducele și zice ce să facă. Și Dumnezeu l-a cercetat. Și ce-o zis el după aceea? Se întoarce către oamenii care însoțeau. Dom'le, de aș avea 100 de oameni ca și băiatul acesta, aș cuceri lumea cu ei. Iubiții mei, marea problemă este că Dumnezeu nu are oameni ascultători. Dacă suntem cinstiți cu noi și ne știți cât ascultăm noi de Domnul, până ne pică nouă bine. Vorba aceea, până nu ne schimbă Domnul direcția, până nu ne cere Domnul să facem ceva ce nu ne convine. E foarte important să înțelegem în această dimineață că Dumnezeu are nevoie de oameni ascultători. Mântuirea este prin credință, prin har. Dar ascultați-mă, Dumnezeu răsplătește credincioșia, slăvit să-I fie numele. Ce spune Biblia despre zeciuială? În primul rând zice Biblia că este dovada ascultării de Dumnezeu. Omul care dă zeciuială, în primul rând, ascultă de Domnul. Doamne, ajută-ne să Te ascultăm pe Tine. Dar poate zici, dar eu vreau să fac alte lucruri frumoase pentru Domnul. Vă aduceți aminte de un împărat pe care Domnul l-a trimis să distrugă o cetate și să distrugă tot ce era bun de acolo din cetatea respectivă? Dar ce-a zis el când a văzut boii aceia grași, oile acelea frumoase? Cum să le distrug, Domnule? Cum să le prăpădesc? Mă voi duce și voi aduce din ele jertfe înaintea Domnului. Și Domnul spune, Saule, pentru că ai lepădat cuvântul meu, te leapădă și Domnul, zice Domnul prin Samuel, te leapădă Domnul ca împărat al lui Israel. Cum așa? Căci neascultarea de Domnul este la fel de vinovată, zice Domnul Dumnezeu, precum vrăjitoria și ghicirea. Dar ascultarea, zice, este mai importantă ca jertfele. Cel mai important lucru pe calea Domnului este să ascultăm de Dumnezeu și numai bine o să ne meargă. În al doilea rând, atunci când dai zeciuială, îți arăți încrederea în promisiunea lui Dumnezeu.
Zeciuiala noastră arată încrederea în promisiunea lui Dumnezeu. Zice Maleahii 3, de la 8 la 10, exact ce spuneam eu înainte, da? De ce căutați să mă înșelați? Cum te înșelăm noi, Doamne, zice poporul? Cum? Prin faptul că n-aduce zeciuiala la casa mea. Și acum Domnul zice în textul acesta, puneți-mă la încercare. Singura dată în toată Scriptura, când Dumnezeu se lasă pus la încercare de om. Noi zicem, Doamne, te pun la încercare să văd dacă poți să-mi schimb mașina. Te pun la încercare să văd dacă mă poți vindeca. Te pun la încercare să văd dacă mă pot muta de la garsonieră la apartament cu două camere, la unul cu trei camere, la o casă, la o vilă. Te pun la încercare să văd dacă pot să propășesc. Și Domnul nu se lasă pus la încercare de așa ceva. Că ne ascultă, e bunătatea Lui. Singurul text în toată Scriptura unde Dumnezeu se lasă pus la încercare este acesta. Pune-mă la încercare. Cum, Doamne? Adum Tu zeciuiala la casa mea, cum spune Scriptura, și vei vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului. Ce înseamnă zăgazurile cerului? Voi deschide porțile cerului și te voi binecuvânta. Acum, Biblia spune că ceea ce binecuvântează este, ceea ce îmbogățește este binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea Domnului contează? Binecuvântarea Domnului îmbogățește. Vorbeam odată cu cineva care era foarte greu să dea partea Domnului și îmi spune, frate, dar știi cum e cu zeciuiala asta cu promisiunea, că tu te încrezi în promisiunea Domnului? Cum ai avea o pasăre în mână, zice, și dai drumul și o iei pe aia de pe gard? Asta puțin m-am gândit, mă, interesantă comparație. Hai, mă, să fim cinstiți. Eu am aci, zice, ce e în mână nu-i minciună. Uite, îi pun în buzunare, am aci, îi pun colea frumos în casă, după cărți, undeva, sau știu, îi ascund în bucătărie. Ăștia sunt acolo. Dar pe ce mi-a dat Domnul o învidie dacă a fi? Și am stat și m-am gândit câteva momente, mă, să știi că e adevărat asta. Adică, da, tu ai în mână banii ăștia și dai Domnului. Și poate zici, da, ăia de pe gard, mi-e dă, mi-e dă Domnul, poate, nu știu, se gripează motorul la mașină. Poate nu funcționează business-ul, poate mă restructurează. Dar asta arată promisiunea lui Dumnezeu, arată încrederea în promisiunea lui Dumnezeu. Nu mi se pare interesant, ne rugăm, Doamne, vindecă, dar de ce te rogi? Zic, Doamne, eu te cred pe cuvânt că Tu poți să mă vindeci. Și atunci Domnul nu-ți poate purta de grijă? Doamne, dă-mi un loc bun de muncă, dă-mi pace, dă-mi liniște, rezolvă problemele mele din viața mea de familie. Și așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Credeți că Dumnezeu nu poate să ne poarte nouă de grijă? Mă întâlneam odată cu cineva în urmă cu ani de zile și mi-a spus că o da 10% din tot câștigul lui la nuntă. Zice, frate, când am făcut nuntă, am venit cu 10% din tot venitul meu și am dus la casa Domnului. Frate, zice, mă, nu-i cazul acum să dai 10%. Și m-am uitat în viața acestui om și am văzut felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat. Dar să dai 10% din tot venitul tău, eu n-am făcut asta, trebuie să spun asta. Am o cuminte de acum aș face-o. Mă rog să mă fi ajutat, Domnul, să o fac. Am zis așa, aceea, Doamne, mă rog, niciodată să nu se fi întâmplat accidentul acesta. Nu știu dacă Tu ai făcut-o, dar m-am uitat la omul acesta și am văzut că Dumnezeu l-a binecuvântat. Pentru că Dumnezeu onorează credința, slăvit să fie Domnul. În momentul în care Tu dai 10% și zici, Doamne, îi aduc și îi pun la casa Ta, să poată să propășească lucrarea Evangheliei, Tu de fapt zici, Doamne, eu mă încred în Tine. Eu cred că dacă îți dau 10%, nu rămân mai sărac. Eu cred că dacă dau 10% din tot venitul meu, lună de lună, Doamne Dumnezeule, voi avea bani să-mi plătesc taxele, voi avea bani să-mi plătesc banca, voi avea bani să-mi plătesc utilitățile, voi avea bani, Doamne, să-mi cumpăr mâncare. Eu cred că Tu porți de grijă. Asta înseamnă încredere în Dumnezeu. Ca să dai 10% din tot venitul tău, să dăm 10% din tot venitul nostru, într-un mod disciplinat, e nevoie de încredere în promisiunea lui Dumnezeu. Dar se pune întrebarea pe Scripturi, se ține Dumnezeu de cuvânt? 1 Împărați, capitolul 17, e mare criză economică, e mare secetă, e mare foamete. Și Dumnezeu, interesant, îl trimite pe Ilie nu într-o casă de business, nu într-o casă înstărită, nu la niște oameni bogați, ci îl trimite Dumnezeu pe Ilie la o femeie văduvă și săracă, care, interesant, se ducea pe acolo să caute niște vreascuri, niște bucăți de lemn. De ce? Ca să-și facă de mâncare, mai are o singură porție de mâncare și apoi perspectiva este foarte dramatică. Vom mânca tura asta și apoi vom muri. Adică să zici, mai am un pumn de făină, mai am puțin câteva grame de ulei de măsline, pregătesc o turtă pentru mine și feciorul meu și apoi murim de foame. O să stăm aici și o să murim de foame, ca asta este situația. Și Dumnezeu îl trimite pe Ilie în casa acestei femei. Eu, așa la prima citire, dacă n-aș ști de deznodământul, a zice, Doamne, n-ai fost inspirat. Probabil și Tu ai fi spus la fel. Cum adică trimiți aici? Trimite la unul care are ceva. Să te trimită Domnul la cineva acasă care n-a nici apă să-ți dea să bei.
Când o vede Ilie, zice, auzi, du-te și adun puțin apă. Femeia zice, amule, cum să dea apă, ți-aduc o leacă de apă. Și apoi zice, auzi, femeie, du-te și adun puțină mâncare. Viu este Domnul Dumnezeul tău, zice femeia, că n-am acasă decât puțină făină. Un pumn de făină, cât e un pumn de făină? Și o leacă de un de lemn. Ne facem mâncare pentru mine și feciorul meu, mâncăm și apoi murim. Și Ilie zice, auzi, femeie, nu te teme că muriți de foame. Stai liniștită, Domnul va purta de grijă. Dacă să-ți poarte Domnul de grijă, tu trebuie să te încrezi în Domnul. Cum adică? Du-te mai întâi, asta pare obraznic de mult de la un slujitor. Dar de fapt Dumnezeu vrea să-i dea o lecție și trebuie să ne dea nouă tuturor o lecție. Du-te mai întâi, zice, și fă mie mâncare. Mie, slujitorul Dumnezeu. Și apoi zice, stai liniștită, că dacă s-ar opri aceea, ar fi tragică treaba. Adică, bă, nu vrea numai el să mănânce și noi? Ascultă, zice, dacă tu îl pui pe Domnul pe primul loc și lucrarea lui, făină, așa vorbește Domnul, din oala ta, nu se va împuțina, nu înseamnă că va fi așa de mult, că nu știu, mă, nu mai știi ce să faci cu ea, dar nu se va împuțina, adică vei avea suficientă, uleiul nu se va împuțina, în tot timpul crizei, în tot timpul crizei Dumnezeu îți va purta de grijă. Și zice Scriptura că femeia aceasta l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și pentru că l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, s-a dus, a făcut mai întâi turta respectivă, mâncarea respectivă pentru Ilie și apoi și-a făcut ei, copilul ei și-au mâncat multă vreme până a trecut criza. De ce? Pentru că Dumnezeu poartă de grijă oamenilor care se încred în El. Dumnezeu niciodată nu se lasă dator. Am văzut lucrul acesta. Am început slujirea și nu o să uit niciodată salarul pe care l-am avut la început de slujire. 270 de lei. Era undeva la 65-70 de euro. Zice, Doamne, după atâta trudă la institut, și Tu știi că eu am tras la institut și am studiat și acum studiez, cât studiez, Doamne? Să am salariul ăsta, că n-am ce să fac cu el. Har Domnului că stăteam atunci la părinții mei, zice, tată, că mi-ai dat, Domnul meu, zice, ai luat cea mai greșită decizie în viață să te faci păstor. Tu n-ai avea nici ce bea apă. Dar lasă, zice, că ești pur un bun, stai ce cu mine și să-i dau jumătate din casă, că te-ai avea tu grijă de mine la bătrâneață. Și mă gândeam așa, mă, toată viața. Și în timp ce mă gândeam eu, Doamne, ce decizie proastă am luat, mă, numai teologie, trebuie să mai fac și altceva, să am în ce să beau apă și să pot să mănânc. Am auzit glasul Domnului, studiam un cuvânt și citeam din Regele David care spunea Dumnezeu care lucrează pentru mine. Și în momentul acela nu se niciodată. De câte ori am auzit vocea Domnului și în momentul acela răsună un glas în inima mea. Tu lucrează pentru Dumnezeu și Dumnezeu va lucra pentru tine. Și mi-a fost destul și am plecat mai departe și am văzut că Dumnezeu nu se lasă dator. Iubiții mei, a dărui partea Domnului este o chestiune de credință. Să spui, Doamne, eu îți dau cu drag și știu că nu sărăcesc și știu că nu o să duc lipsă. Dacă nu mă crezi, pune-L pe Dumnezeu la încercare. Singurul text, repet, în toată Scriptura, unde Dumnezeu zice să-L pui la încercare, că-L poți pune la încercare, este cu zecioala. Restul este, Doamne, am eu pe inimă să te pun la încercare, să văd dacă pot schimba sau nu mașina până anul viitor. Dar singurul text în Biblie unde Dumnezeu spune, pune-mă la încercare, este acest text care zice, adu-ți partea ta la casa Domnului și vei vedea cum eu îți voi purta de grijă. Ce ne spune Biblia despre zecioală? În primul rând arată ascultarea noastră de Domnul. În al doilea rând arată încrederea noastră în promisiunea lui Dumnezeu. 3. Stabilește măsura răsplătirii lui Dumnezeu. Stabilește măsura răsplătirii lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6, este principiul după care lucrează Dumnezeu. Și anume, cine seamănă puțin, cât va secera? Puțin. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Cu alte cuvinte, când vei ajunge în cer, dar și până atunci pe pământ, Dumnezeu îți va răsplăti în funcție de cât dăruiești. Adică măsura dărniciei tale este măsura răsplătirii lui Dumnezeu. Repet, noi suntem mântuiți prin credință, prin har, dar suntem răsplătiți pe baza implicării, a jertfei, a dăruirii, a slujirii. Zecioala noastră, dărnicia noastră arată măsura răsplătirii lui Dumnezeu. Stau odată de vorbă cu un frate tânăr, era proaspăt absolvent de facultate și îl întreb eu, ce ai vrea tu să faci? Că am mai terminat școala și trebuie să-ți găsești un loc de muncă. Frate Dan zice, eu aș vrea un loc de muncă foarte bun. Zic, te cred. Ce înseamnă pentru tine un loc de muncă foarte bun? Frate zice, să lucrez puțin și să câștig mult. Prima dată am crezut că eu glumește cu mine. Și am început să râd. Nu, frate, zice, eu sunt foarte serios. Să lucrez puțin, să nu mă streseze patronul, să nu mă preseze nimeni, să vin când vreau, să plec când vreau, să fac ce... Să nu mă prea streseze, dar să câștig bine. Zic, mult succes. Băgați-vă de seamă că așa suntem noi și cu Domnul. Drept, dar cinstit să fim în această dimineață, că oricum Domnul ne cunoaște inima. Iubiți mei, noi suntem oamenii aceștia care am vrea să facem puțin pentru Domnul, dar la răsplătire, Doamne, să nu mai știu pe unde să duc binecuvântările.
Când e vorba să dea Dumnezeu binecuvântări, să deschidă cerul, să le toarne din belșug peste noi. Dar Dumnezeu dă binecuvântarea în funcție de cât am dat, de cât am făcut. Iubiții mei, zeciuiala noastră stabilește măsura răsplătirii lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu te va răsplăti după cât ai dat. Povestește odată un frate, se mai întâmplă să fii găzduit când mergi prin diferite țări la anumiți frați din biserică, nu întotdeauna la hotel. Și am fost găzduit la unul dintre frații din comitetul bisericii, care era și casierul bisericii. Și îmi spune frate Dan, zice, eu la început am fost un om cu mână foarte strânsă. Și m-au pus frații și pe mine în comitet, că nu au avut pe cine să bage. Și apoi m-au pus casier, așa o s-o nimeri, zice, și veneau la mine cu banii. Veneau oameni care nu prea aveau venituri. Și mă gândeam în mintea mea, bă, ce fără minte măni. Ăștia au venit urmi și nici bani dau la adunare. Și venea câte unul, zice, pensionar, fără bani, și aducea zeciuiala în plicuțul lui și aducea, zice, zeciuiala, zicea, mă, ce minte are. Pe unii și mai îndemnam, frate, dar păi știi, Domnul, că ai și tu nevoie. Veneau alții și care aveau business-uri, câștigau bine și veneau cu plicul, zice, doldora de bani. Când număram bani, îmi cădea inima din loc. Ăștia nu sănătos la cap. Cum ispită ăștia, sunt oameni simpli, o mică pensie, un mic sălărel, nu știu cum să scoată plățile după lună pe cealaltă, vin cu partea Domnului la biserică, zeciuială, frate. Și vin și aia care au, zice, cu plicul așa numai. Frate, zice, știi mă, Domnul, că am zis, și unul și altul n-are minte. Bă, ăștia sunt tot în Vechiul Testament, eu sunt în Evanghelia Harului. Și într-o noapte, pentru că tot mă enervam eu, ce zic cu ăștia că dau așa cu banii apostolului pe la biserică, că să aibă, zice, slujitori ce să fac cu banii noștri. Zice, am un vis. Și în visul meu, zice, ajung în cerul lui Dumnezeu. Și când ajung acolo în cerul lui Dumnezeu, frate Dan, zice, ajung acolo pe stradă și îl văd pe un anumit pensionar din biserică, aducea zeciuială, dar puțin aducea zeciuială, mă, o casă mare. Scria numele lui. Când am văzut-o, nu mi-a venit să cred. Mă, dar pe ăsta dă puțin. E adevărat că zeciuială, dă puțin. Imediat după aceea, zice, o altă casă la fel de frumoasă, a una dintre care dă cel mai mult la biserică, care vine cu plicul așa doldora de bani. Prima mirare a fost cum are și unul și altul casa la fel de frumoasă. Că l-a dat zeciuiale adevărat, dar dintr-o sumă mai mică, l-a dat zeciuiale, dar... După ce am avut această nelămurire, zice, m-am dus mai departe să-mi caut și eu casa mea. Am virat strada, frate, și când am văzut căsuța mea, mi-a căzut inima din loc. O căsuță micuță, fără acoperiș, vai de capul ei. Acolo scria frumos numele meu. Am zis, nu se poate. Așa de speriat am fost că m-am trezit. M-am trezit în momentul respectiv și am zis, mă, cum se poate una ca asta? Cum se poate una ca asta, domne, să am eu o căsuță așa de mică? Și stau de vorbă cu un înger, a apărut un înger în fața mea și zic, cum se poate, îngere, eu să am o casă așa de mică? Bă, zice, cam atât ai trimis-o aici. Dumnezeu, zice, e foarte corect. Cât faci, atât te răsplătește. Frate, m-am trezit. Dar atunci m-am apucat să dau și o zeciuială și o dau. Unii ori mai cu libertate, alte ori mai așa, dau. Dar am o nelămurire, dacă treci în casă, mă explică cum ăștia doi au casă la fel de frumoasă, cu unul dă puțin, unul dă mult. Frate, zice, zici că erau identice. Probabil că Domnul a vrut să mă învețe o lecție, dar cum o interpretezi tu? Că ai zice, mă, pe ăsta dă sume foarte mari, ar trebui să aibă mai mari decât ăsta care dă sume mai mici. E adevărat, zecioală și unul și altul, dar ăsta dă mult, ăsta puțin. Cum are casă așa? M-am gândit câteva momente și mi-am adus aminte de un text din Scriptură. Marcu, capitolul 12, de la 41 la 44. Cum evaluează Dumnezeu dărnicia și zecioala noastră? E puțin diferit de cum facem noi lucrul acesta. Ce Scriptura? Că Iisus Hristos, Domnul, era la templu și când era la templu, acolo era un anumit recipient mare care, foarte interesant, l-au făcut farisei și cărturare și preoții vremii, era făcut din anumite materiale, gen alama sau fier. Și când tornai acolo banii, îți dăteai seama cum suna. Și aia care turnau mult, vă dați seama că le plăcea. N-ați băgat de seamă când dă cât e unul, nu la noi în adunare, dar, de exemplu, dacă e o farfurie deschisă, atunci se strânge mai multă coleta. Zice, frate, un frate, zice, frate, zice, eu n-am băgat să-l culeci, am lăsat perșul așa, zice că dacă văd tăs că se dă, bagă mai consistent. Și v-ați băgat de seamă dacă trece, de exemplu, farfuria prin fața ta și dai mai un 50, 100 sau 500 de lei sau 1000 de lei, spune Domnul pe inimă, cu câtă dezvoltură îi pui acolo în coș. Dacă pui un leu, că ți-ai uitat banii acasă, sau știu eu, vorba aceea, la casa Domnului să pune leu. Acum, dacă n-ai altul, Domnul primește. Domnul poate primi un leu, ca și la altul, 1000 de lei, dacă e din puținul lui. Dar când zici, bă, dau așa să mă scap, când pui ceva ce nu-ți pică bine, numai Domnul să știe cât am pus. Și băgăm așa ușor. Și atunci, ce se întâmplă? Fariseii, cărturarii, preoții din vremea respectivă, și erau evrei, erau oameni de business.
O știu plăcerea omului să se facă o leacă de zarvă când dă. Și-a făcut acolo un vas în care se turnau bani. Atunci erau monedele. Și așa frumos a făcut așa o gură, de-aia parcă ar fi de instrument muzical, bas frigor, așa în formă de șase, frumos, și când dădeai pe acolo, banii veneau și veneau, și când veneau câte unul cu săculețul de bani, când turna acolo monedele, vă dați seama ce zgomot frumos făcea în templu. Toată lumea întorcea privirile, Dumnezeu să te binecuvânteze, ai dat. Și Domnul spune, da, Domnule, odată, s-are răsplată extraordinară, Domnule. Și-a venit o femeie, spune Scriptura, care a avut doi bănuți. Și Hristos dintr-o dată se oprește ca să ne învețe pe noi și să învețe pe ucenici cum evaluează Dumnezeu dărnicia și zeceala noastră. Și femeia aceasta dăruiește și a doi bănuți. Ce era doi bănuți pe lângă tumultul bogătașilor din vremea respectivă? Și Hristos spune, adevărat, adevărat vă spun, că femeia aceasta, zice, văduva aceasta săracă, a dat mai mult decât toți ceilalți care au aruncat în visterie. De ce? Toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, din belșugul lor, dar ea din sărăcia ei a aruncat tot ce avea, tot ce îi mai rămânea ca să trăiască. Cu alte cuvinte, Dumnezeu aluează în felul următor: când ai dat partea lui, tu cu cât ai mai rămas? Așa evaluează Dumnezeu lucrurile. Cu alte cuvinte, Dumnezeu evaluează onestitatea ta, sinceritatea ta. Doamne, 10% din tot venitul meu, cât dai un leu, cât dai 1000 de lei, dacă e 10% din venitul tău, Dumnezeu te răsplătește la fel de mult. Că Dumnezeu spune, normal ca unul care poate are un venit mai mare să dea mai mult, unul care are un venit mai puțin să dea mai puțin. Dar Dumnezeu pune accent pe procent. 10% din tot venitul tău este al meu. Mi l-am rezervat mie prin dreptul de creație și prin dreptul de răscumpărare. Și Dumnezeu evaluează când ai dat partea Domnului, tu cu cât ai mai rămas. Și zic, frate, uite versetul acesta și versetele acestea din Scriptură, așa evaluează Dumnezeu lucrurile. Dumnezeu nu pune atât de mult accent pe cât dă omul cantitatea banului, ci zice în felul următor, cât la sută din cât o câștigat el mi-o dat. Ce-ar fi frumos să spună Domnul despre fiecare dintre noi, că am dăruit cu bucurie, cu generozitate și Dumnezeu este Cel care răsplătește. Dragul meu, dacă vrei să strângi mult în ziua de pe urmă, dacă vrei să fii omul acela care să ai răsplată dincolo în veșnicie, mă rog în această zi Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne cerceteze și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să dăruim cu bucurie pentru Dumnezeu. Ce ne spune Biblia despre zeciuială? În primul rând este dovada ascultării de Dumnezeu. Biblia ne spune în Vechiul Testament că orice zeciuială este a Domnului. Noul Testament, Hristos zice, zecioala continuă și nou legământ, trebuie să pui accent pe lucrurile spirituale, dar și pe acestea, printre care se integrează și zecioala, să nu fie lăsate nefăcute, cu alte cuvinte, continuă. Apoi Scriptura spune foarte important, unde să-ți aduci zecioala? La casa lui Dumnezeu. Aduceți zecioalele voastre la casa lui Dumnezeu să fie hrană pentru lucrarea lui Dumnezeu, să poată să propășească lucrarea Domnului. Vreau să vă spun ceva, lucrarea Domnului întotdeauna se face cu Duhul Sfânt și cu bani. Cine nu vrea să dea bani, contestă lucrul acesta. Cine este un om care înțelege ce înseamnă lucrul Domnului, înțelege cât de important este să ai Duhul Domnului în lucrare, dar și banii necesari. Nimic nu se poate face fără dărnicia noastră. Dar vorba unui frate, banii lui Dumnezeu sunt în buzunarele noastre, în portofelurile noastre, în contul nostru la bancă, dar niciodată Dumnezeu, pentru că este un domn, nu va forța nota. Dacă tu vrei să asculți, vei asculta, vei da. Dacă nu vei vrea să asculți, e treaba ta. Dar ascultă-mă, dincolo de faptul că zeciuiala este dovada ascultării de Domnul, este și lucrul acela care arată încrederea ta în Domnul. Când tu zici, Doamne, eu 10% pun deoparte pentru Tine, lună de lună, nu e ceva de genul, am criză, nu dau. Poți să spui, am criză, nu dau bani la bancă? Am criză, nu mă duc să-mi cumpăr mâncare? Băgați-ați de seamă că noi îl punem pe Dumnezeu pe ultimul loc? Înțeleptul Solomon zice, cinstește pe Domnul cu cele din tâi roade din tot venitul tău. E foarte important să-L cinstești pe Domnul cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Fii omul acela care înainte de a-ți plăti rata la bancă, de a-ți face planurile, pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Și vei vedea cum grânarele tale vor geme de must. Dumnezeu te va binecuvânta. Pe ce vei tu pune mâna, va pune Dumnezeu binecuvântarea. Și când noi ne gândim la binecuvântare, zicem, Doamne, vreau mulți bani. Dumnezeu dă și binecuvântări materiale. Dar ce poate fi mai frumos decât să-ți dea Dumnezeu, știi ce cea mai mare binecuvântare? O inimă mulțumitoare. Știi ce o inimă mulțumitoare? Zice Scriptura că cine are inima mulțumitoare, are un ospăț necurmat. Cu alte cuvinte, și toată ziua la ospățul lui Dumnezeu. Încep să fii mulțumit de nevastă ta, de bărbatul tău, dar astea nu sunt probleme în familie, că nu suntem mulțumiți de cei din casa noastră, de prunci, de părinți. Deprinzi o inimă mulțumitoare și totul se schimbă. Încep să fii mulțumit de ceea ce face Dumnezeu în viața ta,
primești o inimă mulțumitoare. Când omul are inimă mulțumitoare, totul se schimbă în viața lui. Totul capătă o altă notă în viața lui. Dintr-o dată nu este pesimist. Dintr-o dată nu vede totul în culori sumbre, ci vede viața așa cum este, o viață frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta. Încă ceva foarte important, dărnicia noastră stabilește măsura răsplătirii lui Dumnezeu. Ascultă-mă, cât vei da, atât te va răsplăti Dumnezeu. Important este nu suma pe care o dai, ci procentul pe care îl dai potrivit Scripturilor din tot venitul tău. Și când noi vom dărui pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta și ne va răsplăti și aici și dincolo în veșnicie. Ce spune Biblia despre zeciuială? 1. Arată ascultarea ta de Dumnezeu. 2. Arată încrederea ta în promisiunea lui Dumnezeu. 3. Stabilește măsura răsplătirii lui Dumnezeu. Și vreau să închei cu ceea ce îmi spunea un frate, venim vorba de a dărui pentru Domnul, și îmi spunea, frate Dan, la început am făcut lucrurile acestea pentru că trebuia să fac. Și am dăruit pentru că așa am învățat în cuvântul lui Dumnezeu să dăruiesc. Am dăruit, dar mi-a fost greu să dăruiesc la început. Dar după aceea am zis, dacă Dumnezeu îmi poruncește în cuvânt să fac, fac lucrul acesta. Și am dat și am dat și acum dau cu inimă bună. Prima dată zice, am dat ca Dumnezeu să-mi dea mai mult. Eu sunt sincer, am zis, Doamne, dacă dau, Tu o să-mi dai mai mult. Acum zice, nu mai dau ca Dumnezeu să-mmi dea mai mult, măcar că sunt conștient că Dumnezeu îmi va da mai mult. Știi de ce dau eu astăzi? De ce zic, frate? Dau pentru că am înțeles că tot ce am, am de la Dumnezeu. Și când mă uit, Doamne, la atâtea lucruri în viața mea, am pentru ce să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Frate, zice, am o familie frumoasă, avem o sănătate bună, avem pâine pe masă din belșug, avem tot ce avem noi trebuință. E adevărat că totdeauna ai loc de mai mult, e adevărat. Dar când mă uit cât mi-a dat Domnul, ce pot să spun decât, Doamne, Tu ești plin de bunătate cu noi. Și eu astăzi dau partea Domnului, lună de lună, înainte să-mi plătesc toate lucrurile, eu am plicul Domnului pus deoparte, pentru că am înțeles că Dumnezeu trebuie pus pe primul loc, nu declarativ, ci faptic. Și înainte să-mi fac toate celelalte lucruri, eu zic, ăștia sunt banii Tăi, Doamne, 10% din tot venitul meu. Și fac lucrul acesta, ascultați-mă, zice el, frate, îl fac lucrul acesta, frate, dar ascultați-mă, vă rog, nu ca să-mi dea Dumnezeu, ci îl fac strict pentru că Dumnezeu mi-a dat. Și când văd câte mi-a dat Dumnezeu, n-am ce spune decât, Doamne, îți mulțumesc, mi-ai dat atâtea, din toată inima îți mulțumesc. Iubiții mei, în această zi nu vreau să trec peste acest subiect și n-am vrut să trec peste acest subiect la început de an. Pentru că vă spun ceva. Eu aș vrea ca Biserica Învierea să fie o biserică plină de mulțumire, plină de bucurie, plină de binecuvântările Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Îmi doresc pentru biserica noastră să fim ascultători de Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu și să primim răsplătiri dumnezeiești. Aici nu e vorba despre ce spune pastorul Dan Lucaci, nu e vorba despre ce spun alți slujitori, e vorba despre ce spune Dumnezeu. Eu ca și slujitor am datoria să spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să fiu purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu și al cuvântului lui Dumnezeu. Eu mi-am făcut partea mea, am predicat Evanghelia, de aici ține de tine și de Dumnezeu. Până la urmă, vedeți, mântuirea nu este obligatorie, este opțiune. Dar odată ce te urci pe această cale a mântuirii, e foarte important să te ții de Iisus Hristos și să înțelegi că tot ce înseamnă mântuirea ta e despre tine și despre Domnul, despre Domnul și despre tine. Și că tot ce facem noi aici nu este nimic altceva decât să-ți aducem cuvântul lui Dumnezeu. Și până la urmă, cel care decide, ești tot tu. Vrei să-L asculți pe Domnul? Faci ce spune Domnul. Vrei să-ți poarte Dumnezeu de grijă? Să vezi mâna lui Dumnezeu cum lucrează pentru tine, pentru casa ta, pentru copiii tăi? Încrede-te în Domnul. Când dăruiești, te încrezi în Domnul. Când nu dăruiești, te încrezi în capacitatea ta, în rațiunea ta, în administrațiile tale, în economiile tale. Până la urmă, tu decizi, ascultă-mă, tu decizi ce răsplată vrei să ai. Vrei să seceri puțin pe pământ? Vrei să te lupți de unul singur să-ți rezolvi socotele în viață? Du-te mai departe, mulți o fac. Vrei când vei ajunge în cer să fii ca fratele ăsta care să te minunezi ce căsuță ai? E treaba ta. Până la urmă, totul ține de alegerea noastră. Dar dacă vrem ca Dumnezeu să ne socotească ascultător, dacă vrem ca Dumnezeu să zică să încredă în mine puternic, și dacă vrei ca Dumnezeu să aibă ce să răsplătească și a ieși dincolo în veșnicie, dă-i partea Lui, lună de lună, înainte de toate celelalte cheltuielile tale, și vei vedea cum Dumnezeu îți va purta de grijă. Uită-te să vezi că tot ce ai, ai de la El. În momentul în care omul zice, Doamne, eu vreau să te cinstesc cu ceea ce Tu mi-ai dat, recunoaște că a primit totul de la Domnul. În momentul în care recunoști că ai primit totul de la Domnul și te pui la dispoziția Domnului, Dumnezeu este Cel care îți poartă de grijă.
N-am văzut pe niciunul care s-a pus la dispoziția Domnului și a dăruit cu generozitate pentru Domnul și să nu-i fi purtat Dumnezeu de grijă. Nu m-am gândit să vă spun lucrul acesta, dar vi le spun. Vi l-am mai spus și cu alte ocazii, dar vă readuc aminte. Am ajuns în Statele Unite ale Americii după criza din 2008. Când am ajuns acolo, erau atâtea case confiscate, apartamente, proprietăți. Un frate m-a dus pe străzi, de exemplu, prin Los Angeles și mi-a arătat pe acolo, zice, ăștia erau mari milionari, uite-te, au ajuns boschetari. Oamenii și-au pierdut semințe pentru că le-au luat băncile, proprietățile. Și am ajuns, pentru că am stat vreo două luni în turneul acela, am ajuns în casa unui om în Detroit și mi-a povestit acea întâmplare pe care pe scurt vreau să vă relatez. Și îmi spune, frate, a venit criza din 2008 și mi-a prăpătit tot business-ul. Am pierdut milioane de euro. Mai aveam o singură căsuță în care n-aș fi stat nici de nu știu ce era. Eu aveam case mari în care stăteam. Era milionar. Și am pierdut tot, mai aveam o căsuță. Banii nu veneau. Mi-a luat foc și o fabrică. Eram pe punctul de a-mi lua și căsuța respectivă și să ajung fără nimic. Și eram disperat, frate Dan, eram disperat. Mă duc la o seară de rugăciune și spun, Doamne, adu-ți aminte că atunci când am avut, eu am dat. Și frate Dan, când omul la necaz și aduce aminte de tot ce a făcut și bine și rău și când nu puteam să dorm noaptea de grijă că ia casă după casă, proprietate după proprietate, mi le mătură toate banca. Am făcut un calcul, frate Dan, să văd cât am dat în anii aceștia și te rog să mă crezi, mi-e martor Dumnezeu. Am calculat că am dat 700.000 de dolari. Atât am dăruit eu pentru Domnul și lucrarea Lui. În disperare mi-am zis, Doamne, adu-ți aminte că atunci când am avut, am dat și am dat, Doamne, 700.000 de dolari. Atât mi-aduc aminte, atât am calculat eu că am dat pentru tine. 700.000 de dolari. Adu-ți aminte că atunci când alții au fugit și toți s-au oferit, ei nu pot, ei nu au, că trebuie să-și cumpere mașini, că trebuie să le cumpere genți la neveste. Eu m-am pus la dispoziția ta cu toți banii pe care am avut. Adu-ți aminte de mine, nu mă uita, Doamne. Și în disperarea mea am zis, Doamne, adu-ți aminte de jertfa mea. Eram disperat, frate, eram disperat, am pierdut, mereau milioanele așa, săptămâna și banii, toate mi le confiscau băncile. Și mă duc la seara de rugăciune și ajung la seara de rugăciune și mă rog în disperare, plâng, Doamne, vai de capul meu, de milionar, numai după ce bea apă. Și vine un profet la mine și îmi spune felul următor, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea? În scurtă vreme, foarte scurtă vreme, așa vorbește Domnul, va veni la tine cineva și îți va spune de câți bani ai nevoie. Spune câți bani ai nevoie și îți va da toți banii în numele meu. Așa vorbește Domnul, cu banii aceștia îți vei salva casa și te vei relansa în business. Frate zice, eu m-am uitat în biserică să văd care stau cu bine cu banii. M-am așteptat să vină cineva din biserică sau m-am gândit, eu am ajutat diferite lucrări. M-au ajutat de acolo. Nici una, nici alta, un hindus, un indian hindus, la care eu am făcut ceva afaceri cu el. O venit la mine și mi-a adus un cec. Și înainte să semneze pe cec, îmi spune, de câți bani ai nevoie? O întâmplare reală. Eu am stat și cu omul acesta și cu indianul care a dat banii. Zice, de câți bani ai tu nevoie? Mi s-a arătat Dumnezeul tău azi noapte în vii și mi-a spus să-ți dau câți bani ai nevoie, că altfel îmi ia tot ce am. E criză și nu vreau să pierd totul. Și fratele, dacă bine mi-aduc eu aminte, eu cerut o sumă substanțială. Undeva, cred că peste 150.000 de dolari. N-aș vrea să spun exact, să nu greșesc. Peste 150.000 de dolari. Și indianul i-a spus în felul următor, poftim, ți-i dau ca să nu-mi ia Dumnezeul tot ce am. Eu vreau să propășesc. Și îmi spune, frate Dan, cu banii aceștia mi-am păstrat căsuța, cu banii aceștia m-am relansat în business și astăzi pot să spun că Dumnezeu mi-a dat biruință. Pentru că Dumnezeu și-aduce aminte de darurile noastre. Dragul meu, asta înseamnă ascultare, asta înseamnă încredere și asta înseamnă răsplătire. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Și Dumnezeu va lucra pentru tine. Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Știți pentru ce aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu? Să ne facă Domnul inima sensibilă. Să ne facă Domnul inima sensibilă să putem să-i dăruim cu generozitate, cu bucurie. Dacă poate ți-e greu să dai, să spui, Doamne, ajută-mă să dăruiesc. Dacă vrei să dăruiești. Iar dacă ai dăruit până acum, spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să dau și îți mulțumesc atunci când voi fi în situații delicate. Îți vei aduce aminte de mine și mă vei ajuta. Ne rugăm cu toții Domnului, mulțumim pentru cei ce și-au dus lună de lună partea Domnului la casa Domnului. Dumnezeu să-i binecuvânteze, să le mulțească dărnicia. Dumnezeu să le răsplătească. Iar dacă noi dăruim cum dăruim, să ne schimbe Domnul inima. Pentru că vă spun ceva, aș vrea toți să fim binecuvântați de Domnul. Aș vrea să se spună despre Biserica Învierea, că este o biserică plină de binecuvântarea lui Dumnezeu. Că atât de mult ne poartă Domnul de grijă și atât de mult ne binecuvântează, că binecuvântarea Lui curge
din paharul nostru și dă peste pahar. Zice Scriptura, Tu, Doamne, îmi umpli paharul, zice David, de binecuvântările Tale. Și El este plin de dă peste el. Să-L umple Domnul cu binecuvântările Lui în această dimineață. Să dea peste el. Să putem să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Mulțumim Domnului pentru cei ce au dăruit. Pentru cât ai dăruit. Și spune, Doamne, ajută-mă pe viitor să dăruiesc cu generozitate pentru Tine. Chiar dacă am o problemă de zgârcenie în inima mea. Știind că Tu porți de grijă și Tu răsplătești. Asta e o rugăciune dificilă. De asta vă rog să ne rugăm cu toată puterea ca Dumnezeu să ne asculte. Ne rugăm cu toții Domnului.